Bună, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod de Subnautica. Poate că o să fie un episod așteptat de mulți, pentru că în episodul ăsta o să mă duc în baza de extraterestri aia mare, adică mai exact ultima bază de extraterestri din zona de lavă. Eu nu știu cum să vă explic, dacă vă întrebați de unde e lumina asta, e de la Simov. Să văd, am primit vreun mesaj? Nu. N-am primit nimic. Bun. Hai să depozitez asta aici, chiar dacă era... Nici nu știu de unde l-am luat, dar în fine o să-l depozitez eu, poate eu. Of camera sau poate în alt episod. La mine în baza cealaltă și hai să plecăm acolo să vă arăt. Deci, am lucrat de misoacrit. De ce? Țineți bine minte că am zis eu în episodul anterior că să mai fac și eu camere laterale chiar acolo la intrare. Pentru că arăta ciudat baza fără camerele astea două. Țineți minte că înainte aveam intrarea, trei camere și încă trei acolo. Ei bine, în episodul anterior am zis că mai bine să fac aici și acolo încă una. Sau două cu asta. Bun. După ce am terminat episodul anterior, fiți atenți, m-am dus și am făcut holul ăla și camera. Și când să trec în partea asta, nu m-a lăsat jocul efectiv să fac camera. Înainte, baza era cu o treaptă, să zic așa, mai jos. Deci, cum să zic... Vedeți că ceva de genul era înainte baza mea. Acum văd că mă las să o fac, dar nu știu, băgui jocul câteodată. Sau ceva de genul era, nu mai știu, dar era mai jos ca acum. 64 parcă era înainte. Ia, uite, așa era. Aici era baza, acum văd că mă las să o fac. Dar în episod, după ce am terminat episodul și când am vrut eu să fac off-camera, camera... În partea asta, nu, efectiv nu m-a lăsat. Și apoi a început distracția. O trebuie să dau trebuie să scot tot ce am în bază. Deci tot. Să scot toate camerele și să le fac cu o treaptă, să zic așa, mai sus. Băi, dar am stat de misoacrit. Plus că, efectiv, deci nu mai știam cu ce să mă apuc. Că nu mai aveam spațiu în inventar, vedeți? Bică nu era vis-a-vis de ușă în episoadele anterioare când am făcut baza. Și acum ușa e mai sus, toată baza practic. Oricum, în fine, mă bucur că am putut să fac ceva din ea, n-am făcut-o chiar cum era înainte. Adică înainte era geam, acum nu m-am mai lăsat să pun ăla pe geam, dar în fine, aici n-am mai stat să mai pun alea. Am dat să facă geam, dar îl fac eu off-camera. Am refăcut astea, dar nu le-am dat nume, înainte aveau nume, toate cu itemele pe care le-am pus. Moonpool-ul și acolo, aparent, o trebuie să mai facă pereți de ăștia forjați, pentru că am mai făcut încă 4 hall-uri de astea cu geam. Și astea scad mult din durabilitatea bazei. Aici iar n-am mai pus alea, pentru că vă dați seama că mai durează încă un an. Hai să scot apa, pentru că știți și voi, acolo, până acolo fac 20-25 de minute până în baimola și n-am chef efectiv. În episodul viitor o să mă apuc să amenajez, să fac grădina. Cred că acolo și dincolo, nu știu, sau poate să fac și dincolo și acolo o grădină. Sau acolo un birou, ceva. Habar nu am, o să văd eu. Astea le-am făcut eu aproape cum erau înainte. Am uitat o chestie. Nu știu unde să o pun. Unde să ziceți voi să o pun? Pentru că eu habar nu am, o să o pun aici în față. Ah, bine că mi-am adus aminte, uite, minunatul modification. Titanium Diamond Lead. Titanium Diamond Lead. Bun. Fac eu ușor rost de ele, pentru chestia că nici eu nu mai știu care pe unde le-am pus.
Bun, și mai trebuie să fac, din păcate, upgrade-uri. Pentru că nu sunt încă pregătit pentru astea. Dacă mai găsesc eu, dacă mai și știu cum arată diamondul ăla uraniu cu cuburi de alea de ion. Nu-mi trebuie astea. Am văzut undeva chianită. Da, astea mi le trebuie. Bun. Dacă tot sunt Cyclops, hai să vedem pe la ce adâncime merge. Dar nu, de fapt la asta nu mai am nevoie de... Ah, ba da, am. Trebuie să-l repar pentru că n-am mai avut chef după episodul anterior. Am nevoie de asta. Pentru că v-am zis că se lipesc nebuniile alea pe Cyclops și efectiv ne mănâncă din energie. Polyanilinor 2, cred că n-am făcut niciodată. Kyanite și Wiring Kit. Vai de capul meu. Mamă, cât o să am de făcut. N-am ce să fac, ăsta e jocul. În ăsta țin minte că aveam chianită multă sau nu spune că am scos-o pe toată. Bravo, am scos-o pe toată. Unde am pus-o? Că nici eu nu mai știu. Deci a fost o nebunie, frate, să scot și să bag și să fac chiar bază de la zero. Diamond lead. Deci am lead, dar n-am diamond. Încă una aici. Tableta. De asta o să am nevoie. Open storage empty. Păi și unde mi-am pus, mă? Și chestia că nu mai am de alea. Da, Kyanite. Am uitat aici una. Aha, mai am diamant. M-am lămurit cu situația. Deci nu mai am diamant. Dar pentru asta ce upgrade-uri avem? Hai să-l bag în moonpool. Și vă spun că o să fie o distracție să stau să fac toată baza. Adică nu toată baza. Toate upgrade-urile în episodul ăsta plus să mă duc în baiemul de lavă. Hai să vedem. Mă interesează în primul rând ăsta. MK. Dar stai un pic, nu l-am eu pe ăsta, mă. Dacă să ducem mă, porcăria asta. Până la 900. Așa-i? 900. Aaa, țin minte! Bun. Da, nu mă mai las să intru în el. Bravo. Mai că... trebuie să fac jump jet upgrade. Da. Țin minte. Thermal reactor. Și pe ăsta o să-l fac, dar nu azi. În episodul ăsta. 3, da, 3 cristalin, 2 nichel. Cred că nu am nici de ăla. Deci dacă n-am nichel, nu știu ce fac. Da. Distractiv. Deci ce aveam nevoie, că nu mai țin minte. Ah, dar nu am... Da, trebuie să mă duc să caută... diamant. Să fac modification station-ul. Eu nu știu cum, că dacă dai deconstruct la un item, îți dă itemele din care e el făcut înapoi. Nu, nu aici nu cred că am pus nimic. Oricum, mă duc să mai caut diamante. Haideți să căutăm minunatele minereuri în peșteră. Am zis că să nu mai vină în baimul ăla Grand Reef și să vin aici. Chiar dacă zona asta e mai departe, pentru că aici am văzut că se găsesc mai multe bucăți de astea de diamante, litiu, nu știu, nebunel de astea. What? Da, doar că nu...
Minunat. Așa-i? Am uitat să-mi iau... Ce se întâmplă mai aici? O să sting luminile? Ce fac mă ăștia? Aud de un zgomot, dar nu dau seama ce. Și mă enervează că nici nu găsesc minereurile. Când am venit încoace spre insula asta, mi se blochează așa cam pentru o secundă jocul, mă gândeam când de careș. Da. Nu găsesc niciun minereu. Și nici nu mai știu cum am ieșit. Cum am intrat aici. Ce-i mai aici aia? What? Uite. Video. Gold. Oricum. Îți spun eu că eu de aici nu mai ies. Primul rând nu văd nimic. Wow! Cine ar găsi aici tabletă? Deci, nici m-am gândit că găsesc la... Aici, sub insulă... tablete. Dar chestia minunată e că nu am nimic la mine. N-am cuțit, n-am... Ăla... Nici nu mai știu cum se numea. Siglaidu. Și nici nu știu unde mi-am parcat simoful. De acolo e. E că poate o să pot să ies. Nu știu cum am băgat aici, nici nu știu cum să ies. Uite, litiu. Mie nu-mi trebuie litiu, mie îmi trebuie altceva. Îmi trebuie diamond. Normal că-i alt... că-i perete. Cred că pe aici se iese. Da? Cred că da. Adică am văzut eu aici o gaură, da. Bun. Nu am găsit niciun minereu. Din păcate, pentru că nici n-am siglai dus să-mi fac lumina. Cum ajung înapoi acolo? E întrebarea. Cred că pe aici. Hai să ies că mi s-o... Eu mă gândeam că o să găsesc ceva mai mult acolo. Poate că dacă aveam o lanternă, găseam mai multe, dar... Ce să găsești? Minunat. Uite, uitați Reaper-ul, drept în fața mea. S-o băgat în pământ, uite-l. Wow, cât-i. Deci uitați, aveți și ocazia să-l vedeți pe minunatul Reaper. Nu vreau să dau, să am de-a face cu el. Bă, da, urât e baiemul ăla. Vreau să mă duc în baiemul ăla Blood Kelp. Dar nu mai țin minte cum ajungeam. Cred că aici în jos. Cred, sper să fie aici. Dacă nu, nu știu ce fac. Auziți cum face Reaper-ul? Da, nu știu unde-i mă... Wow, cât rubin! Oh, uite aici să vin eu când mai caut rubin, dar oricum... La sfârșit de serie... Nu știu cine ar mai căuta rubin. Este că nu știu cum să mă duc în Blood Kelp. Aia nu-mi place. Așa că vreau să mă uit pe Google să văd ce coordonate sunt la baiemul ăla. Pentru că nu mai țin minte. În sfârșit am găsit materialul necesar și vedeți că
Am murit și o trebuit apoi să însai să-mi iau și itemele astea, adică cuțitul, siglaidul și oricum mi le trebuie. Avem nevoie de deep shroom pentru polianilină, nu știu câte iau, iau multe ca să nu mai am de face. Ba, uita. Și cred că din astea faci acid clorhidric și pe urmă din acidul clorhidric cred că faci polianilina. Până acolo mai e ceva de lucru. Dar dați-mi mie... Mamă, 1000 de metri. Am ce mă duce. Dați-mi mie puțin timp să ajung acolo. Sper să nu mai dau de creatura aia urâtă și grasnică acolo undeva am dat de... m-am întâlnit cu ea mai devreme în episod. După un drum foarte lung, am ajuns înapoi la bază și haideți să ne continuăm construcțiile la... sau construcția la Modification Station. Și am nevoie de ăsta. Pronsuit Dev Module MK2. Litiu ori 2 nu-i problemă. Titanium nu-i problemă, MK1 o am. Titanium. 1, 2, 3, 4... Ai, nu mai am spațiu în inventar. 5. What? Ah, era așa. Eu apăsam click dreapta, apăsam click stânga și nu știam de ce. Nu merge. Litiu am la greu. Bun. Ah, și mai am nevoie de MK1. Așa-i. Hai că pe ăsta îl fac ușor. Deci MK2-ul l-am rezolvat, adică în episodul ăsta o să merg. Ce bă, nu am niciunul! Eu știam că l-am pe unul, dar... Mă... Nu l-am nici pe... Nu l-am pe 2. MK1 nickel ore și parcă văd că n-am plastelingot. Vai câte am de făcut. Deci nu m-am gândit că o să am chiar atâta de făcut. Hai, nu mai... Iar fac alea apă. Bun, deci dacă n-am nickel, nu știu ce fac. Ia să vedem. Adică 3 bucăți am nevoie. Cred că n-a... Eu țin minte că aveam ceva. Vreo 6 sau 8 bucăți aveam. Acum unde le-am depozitat? Habar nu am. Aici nu. Parcă vezi că nu am. Nu mi spune că nu am nichel. Da, foarte distractiv e jocul ăsta. Deci n-am ce să-i fac. Ia că poate am în ăla. Dacă n-am nici în ăla, nu... chiar că... mai fac în episodul ăsta nimic. Da. Deci am nevoie de nichel și de plastelingot. Minunat. Bun, și la Cyclops ce, de ce aveam nevoie? Ceva cu chianită? Ia, că mă uit aici. Iron Battery și Iron Power Cell. Da, până acolo mai e ceva. Simov Cyclops. Pentru Cyclops am nevoie de... Nu ăsta. Module. Ăla. Kyanite, wiring kit și polianilina. Ah, da, 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 da. Uite, hidrochloric aside. Salt deposit. Asta e ușor de făcut.
Sal depozitul, îl iau din mașina de filtrat. Dar nu mai am spațiu în inventar. Și eu ce-mi fac cu inventarul? Vai, câte am de făcut. Haide să creăm în sfârșit acea polianilina. Am nevoie de două, așa-i? Da. Bun. Și să mergem în Cyclops să văd dacă mai am nevoie de ceva. Și apoi să fac la Bronsuit, să repar asta, să mergem în baimul ăla. Vai, câte o să fie. Wiring kit. Asta nu-i greu de făcut, wiring kit-ul. Deci n-am mai jucat, deci de atâta timp n-am mai jucat jocul încât nici nu mai știu Silver Ore, așa ușor se făcea. Deci de atâtea episoade, de atâta timp n-am mai jucat jocul încât nici nu mai știu cum se fac itemele. Cu care înainte ne întâlneam foarte des, țineți minte. Uite diamantul. Păi și-am căutat, știam că am aici, dar nu știu, nu l-am văzut. Sau cred că nici n-am văzut dulapul ăla sau habar n-am. Și Silver, dacă trebuie să mă duc să-l caut, pun pariu. Parcă aveam, dar nu mai am de ăla. Da. Acum am făcut și upgrade-ul. Și acum când o să mergem în baie de lavă, nu o să mai avem nicio problemă cu ăsta, cu Cyclops-ul. No power source. Bun. Nu contează aici, cred că și o baterie cred că mi-a ajuns. Dacă mă duc în baie de lavă, nu are ce să mă oprească. Bun. 100-100. Așa. Iar acum, din păcate, ar trebui să mă duc să caut acel nichel. N-am ce să fac, trebuie să mă duc să-l caut. Să mă duc chiar în baiemul ăla. Nasol rău. Haide să scanăm și nichelul, că văd că nu l-am scanat până acum. Prima bucățică. Și aparent am venit prin Blood Kelp și am ajuns aici la baza aia de extraterestri cu intrare în munte. Și cică ar trebui să fie ăla, craniul ăla cu 10 picioare, dar nu știu. L-am auzit, dar nu l-am văzut. Din fericire. Mamă, dacă am puțin lag aici. Sau mai bine zis așa, lag space. E baie mare și sunt mulți pești. Mi-a ce căuta mult și bine după alea. Căutând de mâncare, sau când am vrut să încep să caut de mâncare, am găsit peștele astea, pe care ați văzut că l-am scanat, adică am vrut să zic mai devreme să-l scanăm. Dar până termin o vorbele durează mult, mă înțelegeți voi pe mine. Bun. Hai să mai prind ceva pești de ăștia, să-mi fac acolo la mâncare, dacă-l și pot prinde. Ah, că nu mai am spațiu, nu-i problema. Că mănânc oricum. Și din păcate n-am baterii. Mamă, ce urâte. Și aproape pe nimic nu mai am baterii. Pe ăsta nu am baterie. Ăsta la asta nu. La vreo 40 ceva sau cât. Deci stau foarte rău cu ele. Hai să-mi fac de mâncare.
trei pești de ăștia. Chiar dacă nu prea pare, sau chiar dacă nu prea pare a fi pești. Asta e jocul. Bun. Și dacă nu mă înșel, mai am nevoie de o bucată de titanium, pe care s-ar putea să o am. Zic și eu așa numai. Sper să am așa mă... Sper să am măcar una. Vreau zic, sper să am așa măcar una. Dar româna e grele. Și uite că aveam și Silver Ore. Deci trebuia să mai caut numai unul când am făcut atunci o aer închidu, dar în fine, ce mai contează, măcar l-am făcut. Ce-o fost, o fost. Stai. Oh, Metal Silvage. Gimme, gimme, că l-am întrebat. Am uitat că n-am baterie. Și imediat o să termin și upgrade-ul ăla, deci nu știu cât am stat să joc. Dar deja mi s-a luat, pentru că am stat cu o oră și ceva. Abar nu am, dar am stat foarte mult. Plastilingot. Bun. Nichel, plastilingot și încă ceva. Cyclops, 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 Pronsuit. Pronsuit, unde-i Pronsuit-ul? Vedeți voi vreun Pronsuit? Eu nu văd, Rubin, așa. Pac, pac. Și la fix 3. Bun. Hai să crafteze MK1. MK1. Bun. Să-l punem la pronsuit. Nu, 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 nu. Am dat să-l arunce. 1300. Bă, nu știu ce să zic. Adică, întrebare. Întrebarea mea. La câți metri e baza, ultima bază, care habar nu am cum se numește. Sta să caut. Așa. Stați puțin să o caut. 1400 de metri. Glumești, nu? Dar nu e o problemă dacă e atâta. Adică nu mă deranjează. Pot să mă duc așa și fără upgrade-ul ultimul. Că mă pot duce cu Seaglide-ul. Mă înțelegeți? Nu? Așa. Vreau să bagi în bază. Și acum sus cu el până în Cyclops. Bun. Și acum să le repar, să schimb bateriile. Am văzut că am două baterii să le pun și chestii tristi. Și o să revin când intru. Sau când ajung până la limita ăstuia de adâncime. Tocmai când am pornit și am întors Cyclops-ul, ceva de genul, am lovit ăla, aia de care plutește pe apă. Vehiculul ăla cu care ne-am făcut Simofu, Cyclops-ul și Pronsuit-ul. S-a zburat așa puțin în aer, așa. L-am mișcat puțin. Dar din păcate am foarte mult de mers până în baiemul ăla. Deci de adâncime nu-i problemă. N-am treabă dacă las la 1200, 1300 de metri pe ăsta. Dar chestia e că... E mult până acolo.
Și mi-e frică să nu am probleme cu oxigenul până să ajung la bază și de asemenea când ajung în baie să nu uit să îmi craftez tableta albastră. Pentru că am nevoie de două tablete albastre, v-am zis și în episodul anterior. Și una trebuie să o craftez eu. Dar o să o craftez când sunt acolo la limita maximă de adâncime. Cyclopsului ce am lovit apare nimic. Acum întrebarea, sta să-mi pornesc coordonatele și întrebarea mea, cine mai știe pe unde e intrarea în baiemul ăla cu Lost River, pentru că eu unul nu mai țin minte. Tu că trebuie să cobor la 520, parcă. Cred că 520. Acum să vedeți. Nu! Mamă, ce urât e. E îngust. Deci, efectiv, e îngust și n-am loc. Nu știu pe unde să cobor. Ia. Dacă ai pe unde. Cred în față. Zic și eu numai. Da, cred că aici ar fi cel mai bun loc. Aici e mai strâmt. Adică e mai îngust locul, dar e mai de lungime, e cam lung. Uite tu pe unde mă pune să intru. Ce am, mi s-a blocat. Acum coboară. Așa. 470 până ajung eu la 600 mai ceva. Și acum să creăm tableta aia. Blue tablet. Iron Cube. Da. De ce nu coboară asta pe scară? Cuburile le-am pus aici. Acum când am văzut Iron Cube m-am speriat și m-am gândit că le-am uitat acasă. Dar nu. Că știam dinainte că le-am lăsat aici, de la începutul episodului. Bun. Și acum, ce rămâne de făcut e să iau ăsta în mână și să mă duc cât pot de repede. Unde era gaura, mă mâncați așa? Era o gaură. Că aia. Și cât pot mă duc în jos. Până la 1400 și ceva de metri. Adică nu-i departe de aici. Mă uitați-vă și voi ce adâncă e zona. E... Ce repede ce bă? Nu rezistă costumul la temperatura asta? Cred că 70 de grade în zona asta. Nu știu câte sunt. Uite, si emperor. Ce vrea mă de la noi? Da, da, uite acolo-i mă. Hai, 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 hai. 90, 87 oxigen. Vedeți și voi ce repede scade oxigenul. Oricum în bază nu mai am probleme că o să am oxigen. Dar până acolo e chestia. O vedem. Hai. Gata. Pac. Bun. Insert tablet. Am două tablete. Exact ce am nevoie. Și în sfârșit am ajuns și noi în ultima bază de extraterestri. Nu m-am gândit că o să ajung așa repede. Nu o să mai stau să fac toate alea, adică aici ar fi trebuit să aduc pronsutul să spargă ai cubul ăla de ion. Dar nu mai stau. Bă, ce prostii. Și aici ar trebui noi să intrăm. O să intru direct și apoi o să fac celelalte. Că vreau să vă arăt creatura asta. Nici o nebunie.
ce o să vedeți în fața ochilor voștri. Fiți atenți, undeva acolo cred că o să apară. Să nu vă speriați când, uite, să nu vă speriați când o să-l vedeți cât e. E cât un bloc. Uite capul numai. E femeie, dar măcar nu, măcar ne ajută, nu. Da, să beau apă, așa. These walls, they played alone, they bore me. Nu ne atacă, nu vă speriați. Ce apropiați de el. Uitați cât e, mă, cât un bloc. Uite cât e. Mamă. Bun. Acum mă duc să să-mi refac oxigenul, pentru că vedeți și voi ce repede scade. Și mă iau cu toată viteza drept în jos. Până undeva... Stai să văd, că nu mai țin minte. Acolo. Vedeți, aici în față să ouăle. N-am cuțitul ăla de foc, din păcate. Pentru că în timp ce îi prindeam, puteam să... Ah, n-am Iron Cube. Dar poate că o să fac eu rost până la urmă de unul. Hai că mă duc încolo și să explorez partea cealaltă, care o să dureze o veșnicie. Aici, practic, e numai de scanat mai mult și să-i date, nu-i mare lucru. Partea asta. Asta e cea mai importantă cameră, dar nu știu cum să... Așa, cum să... Cam cât mai am până la partea aia. Trebuie să găsesc o bucată aia amărâtă de Iron Cube. Și din păcate nu am. Și să mă duc chiar până la Cyclops și să vin înapoi, vă spun că nu mai stau în episodul ăsta să fac. Dacă mă gândesc că este. Acolo se iau data aia, să scanez nebunelile astea. Deși voi, o să tai pe fil, o să opresc filmarea și revin după, pentru că n-are rost să vă țin la curent cum scanez eu toate chestiile alea. Și mai aici. Și aici la fel tot de scanat. Da, deci am mult de scanat. Să scanăm și ouăle de Sea Emperor Incubator. Și că am intrat înapoi pe salvare ca să îmi iau cuburile alea de ion și să refac totul din nou. Adică să vin înapoi aici, dar nu mai țin minte unde era aia cu... Undeva aici era, dar nu mai țin minte unde... Aici, da, da. Pentru că data trecută, țineți minte că n-am avut, am intrat înapoi pe salvare, le-am refăcut tot ce am avut. Insert hatching enzyme pe care trebuie să le facem, dar nu în episodul ăsta, în următorul. Și mai avem încă ceva de făcut imediat. Mă să-mi refac oxigenul. N-am mai stat să filmez. Mai era o cameră, dar n-am mai stat să o filmez. Una acum prin, cu ceva țevi prin care trag extraterestrii beștii de... De acolo, de, din zona aia a noastră și trag aici la ei în bază. Dar aștept să mi... Ar trebui să-mi dea asta nisipul la o parte. Uite că nu-mi face, nu știu de ce. Trebuie să fiu eu aici, care de habar nu am. Da, da, da. Uite acum. Ia fiți atenți. Hai. Acum fiți atenți. Aici vedeți că e nisip și imediat nu o să mai fie nimic.
O să sufle nisipul. Și aici o să trebuiască să mai vină cu încă un bucată de asta de ion. Și ăsta o să mă teleporteze. Fiți atenți la 100 și ceva de metri. 168, ia. Adică lângă insula aia unde am fost noi în prima bază de extraterestri. Și acum, în episodul viitor, când o să ne reîntoarcem, o să venim aici și o să dăm Hatching Enzyme-ul și o să venim înapoi. Și apoi o să terminăm și jocul. Dar episodul ăsta nu o să... În episodul ăsta, vă spun sincer, nu o să mai fac, pentru că cred că am stat aproape 2 ore să filmez episodul. Hatching Enzymes. Istock seed, Sticker seed, fungal sample, ghostwood seed, balbash sample. Astea sunt niște plante și trebuie să facem, să le tăiem câte o bucată din fiecare. Dar o să vedeți voi în episodul viitor. Eu sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut să nu uitați să apăsați și butonul de like. Și ne vom revedea noi data viitoare. Pa, pa!